salutare tuturor, mă numesc Balandan și sunt membru a echipei V2025 și vă prezint soluția noastră numită Teachgram. În prezentarea următoare veți descoperi platforma educațională Teachgram și de ce este următoarea inovație în învățământ. În urma, în urma cercetării, situației actuale și feedback-urilor colegilor noștri am observat o problemă strigentă în învățământ. Aceasta este lipsa responsabilității a elevilor din cauza lipsii motivării de a învăța. Pe parcursul proiectului Innovation Camp am avut misiunea de a crea o platformă care are ca scop responsabilizarea studenților prin compensarea acestora cu ajutorul tehnologiilor inovaționale. La final afirmăm cu certitudine că TeachGram este răspunsul. Avem ca idee de proiect o platformă online care va fi accesibilă atât pentru profesori cât și pentru elevii care, indiferent de unde învață, vor avea posibilitatea de a o folosi. Platforma noastră nu este una simplă, ci dispune de noi compartimente speciale care vor fi benefice și avantajoase pentru cei care vor folosi și de asemenea va motiva elevii să învețe și vor ajuta profesorii să folosească noul tehnologii mai ușor. Vă întrebați în ce constă inovația? În acest proiect vom utiliza QR codurile, vom aplica vir realitate virtuală și vom îmbunătăți conexiunea dintre elev și profesor. Ideea noastră a fost prezentată mai multor clase de elevi, dintre care 30 de elevi au spus că ar dori să utilizeze această platformă, 25 de elevi au apreciat produsul ca fiind unul inovativ, iar 13 elevi au menționat că deja folosesc asemenea platformă. De această platformă vor beneficia profesorii și elevii din ciclul gimnazial și liceal din toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Soluția noastră va satisface necesitatea elevilor de a învăța prin metode mai interesante. Totodată, aceștia vor fi mai motivați să învețe și vor putea să aleagă în prezența lor fizică sau online la ore. Soluția va satisface și necesitatea profesorilor de a-și diversifica metodele pedagogice și de a face mai interesante orele obișnuite. La sfârșitul fiecare luni, elevii vor primi un anumit punctaj pentru rezolvarea activă și sistematică a temelor. De punctajul acumulat, elevii vor putea achiziționa diferite lucruri de la magazinele acreditate de instituțiilor de învățământ. Această platforma va oferi acces la serviciile precum traininguri profesionale, ziua ușilor deschise la diferite universități sau chiar o zi petrecută cu un om din viitorul domeniu de activitate a elevului. Elevului va fi mult mai ușor să se orienteze spre miserie pe care dorește să o îmbrățișeze spre viitor. Elevii vor putea face chat cu diferite persoane din diferite părți ale lumii în orice limbă și plus la alta platforma va traduce în limba în care este necesar profesorii vor putea face schimb de metode pedagogice și practice la nivel internațional. Elevii activi vor avea oportunitatea de a fi recomandați la diferite schimburi școlare, călătorii, proiecte internaționale și alte beneficii. Totuși, cu ce este mai deosebită platforma noastră? Aceasta oferă noi competiții, competențe pentru viață, creează procesul de învățământ într-un proces plăcut, acest această platformă este un mecanism de evaluare a capacităților și platforma este paralelă cu Curriculumul real. Vorbind despre bugetul platformei date, lansarea, lansarea acesteia necesită circa 30.000 de lei, iar menținerea, care constă în hosting și domain, costă în jur de 5.400 de lei și respectiv 600 de lei anual. Totuși, cum utilizatorul va investi în acest proiect? Ar trebui de menționat că echipa noastră dorește să lanseze mai întâi acest proiect sub formă unui proiect pilon, timp de jumătate de an. Aceasta înseamnă că platforma Tigram va fi lansată pentru testare în câteva instituții din localitățile mai mari, pentru a primi un feedback de la potențialii utilizatori. Cu timpul, mai multe școli vor beneficia de această platformă, iar pentru ca lecțiile să fie înregistrate, profesorii pot utiliza telefoanele mobile. Însă, în orice moment, dacă profesorul dorește să-și să ușureze să procesul educațional online, contra unei sume de bani, acesta poate procura camere de filmat. Aceasta este echipa noastră cu care noi am lucrat la acest proiect și vă mulțumesc pentru atenție.